Pentru cine ați votat? Pentru cine sau pentru ce? Eu am votat pentru un oraș care să aibă în sfârșit un plan urbanistic general, care să încadreze suburbiile, pentru un centru istoric frumos, pentru un oraș curat și a modului sănătos de viață, pentru un oraș românesc și european. Și vreau să vă spun că pentru prima oară în viața mea, de când eu votez orașul Chișinău, nu am o stare de conștiință, nu votez rău cel mai mic și votez pe cineva care o să răspundă în fața mea pentru toate lucrurile care le-a promis și nu le-a făcut. Dar cine credeți că să știe ce le-a greșit? Ce șanse aveți dumneavoastră? Eu, ca sportiv de performanță, vreau să vă spun că șansele se dispute în ziua de astăzi, fiecare și-a prezentat platforma și eu cred că cei care au convins și au putut prin integritatea lor, prin lucrurile care și le-au somat de-a lungul vieții, pentru că primăria sau primarul este și o chestiune care ține de o experiență de viață, de reputația care are într-o societate, așa trebuie să fie, pentru că este primul. Dar credeți că o să fie și turul 2 sau? Cred că da. Așa este o logică care o avem din cauza felului cum este partajat electoratul nostru. Cu siguranță cred că o să avem turul 2. Și cine credeți că o să fie în 102 lezi? Nu știu. Întrebați-o, doamnă, că ea nu mai perspicaci ca mine. Dar doamnă, cine ați votat? Eu am votat pentru orașul libertății noastre. Pentru un oraș modern, dezvoltat, inteligent și plin de oameni frumoși. Domnule, în caz că nu câștigați alegerile, ce intenționați să faceți? O să vorbim după ce asta va fi certitudine. Eu cred că voi reuși să trec în turul 2 și nu va fi nevoie să răspund la această întrebare. Dar care este planul dumneavoastră de azi? După ce ați votat? De astăzi? Da. Am foarte mult de făcut cu activitățile mele academice și raport pentru expediții de memorii și vreau să merg băiatul meu la film și seara cred că o să merg la partid și vom aștepta rezultatul alegerilor. De la ora 10 sunt la un post de televiziune, de la ora 11 sunt la alt post. Va fi o zi interesantă. Bine, mulțumim frumos!